Potrivit datelor statistice ale Serviciului Public Comunitar, regim permise de conducere și matriculare a autovehiculelor sălaj, în cursul anului trecut au fost examinați un număr de 9.520 de candidați. Dintre aceștia, doar 3.000 au obținut permisul de conducere. Restul de 6.500 și-au picat testele la sală și cele de traseu. De asemenea, tot în cursul anului trecut, Serviciul Public Comunitar, regim permise de conducere și matriculare a autovehiculelor, aflat în subordinea instituției prefectului, a eliberat pe raza județului Sălaj aproape 12.000 de permise, iar în acest moment, numai puțin de 78.000 de persoane dețin un permis de conducere.